Ei, hey, și, și bine v-am la un nou episod de Minecraft în care testăm TikTok-uri să vedem dacă sunt fake sau dacă sunt adevărate. Așa că rupeți acolo butonul de like și de subscribe și mai avem pe aici câteva TikTok-uri pe care deja le-am încercat unele Chiar au funcționat, așa că rupeți acolo like-ul la blana dacă nu l-ați rupt până acum să recomande acest episod tuturor prietenilor voștri. Și hai să vedem, în stânga avem un video la care să ne uităm, adică practic un TikTok. Hai să vedem ce se întâmplă în TikTok și să vedem dacă chiar o să funcționeze sau nu. Ok, deci văd că se duce boiatul ăsta și a face un portal. A, am înțeles despre ce e vorba, bă. Deci testează, testează, să vadă dacă funcționează, gen, ca end portalul să șteargă toate blocurile care sunt în interiorul lui. Bă, nu cred că șterge până și bedrock -ul. Pe bune, chiar funcționează chestia asta? Deci end portalul oare să, să fie singura chestie cu care poți să, să distrugi bedrock într-o lume de Minecraft? Hmm, interesant. Hai să vedem dacă chiar funcționează chestia asta. Uh, trup, trup, trup să ne gândim unde să facem uh, noul TikTok. Undeva, uite aici, am putea, uite aici, da. O să-l facem aici. Hai să ne mai uităm încă o dată. Să vedem. Deci, prima pune doar uh, ochi, cum ar veni, mă rog, și cu end portal, cu bucăți de end portal. Și după aceea când pune ochiul, bam, se, se șterg toate and portalurile din interior și practic apare portalul. Dar după aceea încearcă și cu bedrock. Și văd că atunci când pune ochiul se șterge bedrock-ul pur și simplu, bro. Apropo, vreau să vă reamintesc chestia asta. Pe fiecare episod în care testăm TikTok-uri, eu verific că fiecare TikTok și pe versiunea Windows Edition de Minecraft Adică cea pe care sunt acum, cum ar veni versiunea Bedrock uh, Cum o știți mulți dintre voi, ce este și pe telefon Dar verificăm și pe Java Așa că s-ar putea ca pe una dintre versiuni chiar să funcționeze Bun, hai să facem uh, portalul And uh, portal, acum suntem pe versiunea Windows Edition Deci nu suntem pe, pe Java Bun, după aceea o să trecem pe Java Avem OK și hai să vedem prima dată O să testăm prima dată așa Stai da, așa să vedem Deci facem prima dată așa Cu end portal gen Uite și punem și aici Numai ochi punem peste tot Bun O să umplem aici cu ochi Ca așa era și acolo Și chiar sunt curios dacă se șterg gen Bun gata Sunt curios dacă se șterg blocurile din interior Ia să vedem Da bă! Deci efectiv ochii s-au șters împreună cu end portalul Mamă deci a funcționat Bun Dar acum întrebarea întrebătoare este Ce se întâmplă dacă pui bedrock Se șterge bedrock-ul o fi oare singura metodă ca să distrugi bedrock-ul în afară de creative în Minecraft? Hai să vedem, umplem aici cu bedrock frumușel Bam, bam, bam. Și hai să punem acum ochiul să vedem dacă chiar funcționează. Da, bă! Deci efectiv se șterge. Nu pot să cred asta, bro. Ia uite. Deci efectiv s-a șters. Nu pot să mai sparg asta? Ah, dădeam pe lângă. Deci efectiv... S-a șters, m-am dat în asta din greșeală S-a șters uh, bedrock Hai să mai încercăm încă o dată Uite și punem și pe sub Cel de sub ar trebui să rămână nu -mi vine să cred că a șters bedrock-ul, bro. Mamma mia. Deci singura modalitate prin care poți să... Da, uite, ăla de jos a rămas. Prin care poți să distrugi bedrock-ul în, în, versiunea de Minecraft Windows Edition momentan este să, să creezi un end portal. Mamma mia, super, super tare. Hai să vedem dacă funcționează și în Java. Opa, și acum suntem pe versiunea de Minecraft Java, hai să vedem dacă pe versiunea asta funcționează să, să ștergem bedrock-ul Dar bine, prima dată o să încercăm tot așa cu uh, ochii și cu end portal-ul Așa bun, end portal, mă enervează puțin că sunt diferite uh, controlele la Minecraft Java față de Minecraft-ul normal de exemplu, când încercam să pun itemelele înapoi în Creative, dacă apăsam pe click dreapta nu mi le pune automat, dar nu este nicio problemă. Hai să vedem acum, uite uite aici o să facem portalul, țac, țac, țac. așa și mai punem și aici. Bun, acum umplem la fel cu bucăți de End Portal aici înăuntru, punem OK. Ok, mă gândesc că nu contează neapărat în ce poziție îi pui aici și în interior gen. Și acum hai să vedem dacă funcționează pe versiunea asta de Java. Chiar sunt curios, ba. Bă. bă, nu știu dacă merge. Cred că am pus în ochi greșit, dar uite ăsta l-am pus greșit. A, așa a trebuia pus. Ia să vedem acum. Ba, merge și aici, bro. Mama mia, deci cel puțin Cel puțin Blocurile de end portal Le-a le scos portalul Adică pur și simplu le-a șters Deci le-a șters efectiv bro Și hai să vedem acum Să punem de exemplu uh, Să punem bedrock Să vedem dacă șterge portalul și bedrock-ul Dacă șterge și în Java Înseamnă că avem singura modalitate Prin care putem să distrugem Bedrock-ul pe survival Bun. Punem asta și acum este momentul decisiv, bro. Da, bă! Deci efectiv se șterge, ia uite. Deci nu e nimic, bă, sub asta. E gol. Nice, 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 nice. Super tare. Deci TikTok-ul ăsta, TikTok ăsta chiar funcționează. Aparent chiar există o modalitate să, să distrugi uh, bedrock-ul pe Minecraft uh, survival gen. Adică nu trebuie creativ uh, ca să distrugi bedrock-ul. Ceea ce mi se pare super, super smac. chiar. Ok, deci am revenit cu informații noi pentru că am mai aflat câteva chestii uh, între timp. Practic uh, nu poți să folosești tehnica asta pe survival. Pentru că nu poți să, să muți portalul Dar nu știam chestia asta Credeam că poți muta portalul Sincer, n-am încercat niciodată să-l mut Dar nu poți să, să iei, de exemplu, end portalurile astea de pe jos Și asta înseamnă că nu poți, de exemplu, să-l muți într-un loc unde există bedrock Iar bedrock-ul, la fel, nu ai cum să-l iei de acolo Să-l aduci aici Însă, tot mi se pare o chestie super, super jumec chiar faptul că poți pur și simplu să distrugi bedrock-ul cu ajutorul portalului spre end. Uh, practic nu îl spari tu din Creative ci doar îi dai drumul la portal și portalul șterge automat toate blocurile de bedrock din interiorul lui. Așa că uh, nu știam chestia asta de la început, dacă știam uh, aș fi spus chiar atunci când făceam portalul, însă am zis să vă fac un update așa uh, pentru că am aflat exact după ce am filmat episodul uh, Deci uh, da cam asta e șmecheria Adică nu poți să muți tu portalul unde există bedrock Și nu poți să aduci bedrock-ul la portal Pentru că n-ai cum să spargi astea bro Adică uite te știu că am stat așa Am zis bă pornesc un pic și stau un pic să farmez așa Poate poate se sparge dar aparent nu se sparge După ce am încercat am zis bă frate Hai să încercăm din coace să vedem dacă e ochiul post. Nu merge mă să sparești nici așa. După aceea, bine, întâi am încercat toate chestiile astea cu un, cu un simplu, fără silk touch. După aceea am zis, bă, trebuie să punem silk touch pe un pickex. Poate merge cu silk touch. Dar aparent nu funcționează uh, în niciun fel. Singura modalitate este tot așa să intri pe Creative to, să pui bedrock în interior și după aceea să pui... Uh, toate părțile necesare ca să faci un portal și astfel o să vezi că se șterg toate, toate blocurile din interiorul portalului, chiar și blocurile de, de... bedrock. Deci, da, funcționează să ștergi blocurile de bedrock, însă nu poți face asta pe, pe versiunea de survival, adică să, să ai game mode survival, cum le am eu acum. Da, deci nu merge pe survival, din păcate, rip. Uh, hai să mai verificăm acum, ne întoarcem pe versiunea de, de Windows Edition, pentru că mai avem un alt TikTok și să vedem dacă funcționează și TikTok-ul acela. Opa, și am revenit pe versiunea de Windows Edition. Avem uh, din nou acolo în stânga un TikTok și hai să-l vedem, uh, să aflăm practic despre ce este vorba, nu? Văd că sunt niște căsuțe și pune un TNT, ok, niște căsuțe din diamant. Eu dat drumul la TNT și când bubuia să vedem ce face. Pur și simplu o bubuit gen și au rămas blocurile de diamant acolo pe jos. Dar ia să vedem ce se întâmplă acum. Încă o căsuță asemănătoare, dar o pus să o pusă de depăia în sus și când o dat foc să bubuie, efectiv au zburat blocurile, bro. Deci blocurile zici că au fost împinse din cauza pânzei, Chica. Hmm, interesant, bă. Interesant, bun. Ia să ne mai uităm o dată. Deci aici e normal, efectiv normal, nu se întâmplă nimic dubios, dar când pune pânza deasupra se întâmplă ceva. Ia să vedem. Deci pune TNT-ul, pune pânza deasupra, îi dă foc și uite ce se întâmplă cu impactul, gen. Bam, pur și simplu aruncă blocurile, frate Deci efectiv aruncă blocurile Nice Hai să mai vedem o dată căsuța Să construim o căsuță asemănătoare Presupun că nu contează să fie chiar, chiar, chiar la fel Stai că o să se ducă sus ca să vedem că stă mai bine Aici așa Ok Și hai să vedem acum căsuța Să facem o căsuță De fapt trebuie să facem două căsuțe asemănătoare Uite, le facem undeva aici uh, și avem nevoie de lemn Wood. Da, de fapt, stai că pot să iau, uh, cred că e un fel de lemn din ăsta, nu? Cred că de cred că exact lemnul ăsta e. Bun. Așa, și câte vin? Deci vin uh, 5 uh, uh, blocuri, ca să zicem așa. Deci avem una, 2, 3, 4, 5. Și ar veni pe undeva pe aici, câte rânduri în sus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bun, nice. Aici vine niște diamond block. Nu cred că contează gen materialele care sunt puse. Dar vreau să testăm cam cu aceleași materiale. Avem așa. Aici vine o fereastră. Țac, țac, țac. Bun. Ce mai avem? Ia să vedem. Sus mai vin niște din astea. Ok. Înseamnă nu le pot pune așa, nu? Oare? Ia să vedem. A, nu. Deci trebuie să punem aici. Oare o fi diamant în interior? Hmm. Chiar nu știu dacă o fi diamant în interior, dar stai să facem măcar aici chestia asta așa. Tac, tac, tac. Bun. Probabil că e diamant aici. O să vedem dacă nu o spargem după aceea la final. Așa ceva de genul ăsta ar trebui. Bun. Bără, Trebuie să ne uităm să vedem. Asta vine cam așa. Aici vin două din astea. Aici la fel. Vreau să fac să, să semene cât de cât așa. Ceva de genul ăsta. Bun. Și aici tot așa ar veni două din astea. Din ce văd eu. Țac, țac. Bun. Și cam așa ar arăta căsuța Însă aici avem iarăși lemn Aici avem iarăși lemn Și pe toată porțiunea cealaltă Ia să vedem ce găsim Trebuie deci să intre în căsuță să vedem exact cum e Cum e tavanul și cum e peretele gen A, și aici e tot E tot parete din diamond gen Probabil ceva de genul ăsta Mă gândesc eu, nu? Dacă vin... Da, 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 ceva de genul ăsta Aici trebuie să fie o fereastră undeva, exact la fel Bun, da, așa vine, așa vine, așa vine Din ce am văzut eu, sus nu e tavan Deci aici nu e tavan pentru că e mai mult loc liber Spargem astea, bun, nice și cred că aici ar veni tot diamond, da. Aici vine tot diamond să închidem. Bun, așa, aici vine tot lemn. A, așa, ceva de genul ăsta ar arăta căsuța. Mai punem și aici frumușel. Bun, deci cam asta ar fi căsuța și niște gemulețe din astea mici. Niște gemulețe mici, glass. Din astea normale, plus mai avem nevoie de niște diamond or. Pune din astea normale așa Bine acolo văd că ar fi un fel de diamante în pământ Dar din păcate nu există așa ceva în Minecraft Ia să vedem noi Spargem aici și băgăm niște diamante frumușel Ar mai fi și o masă acolo Dar masa aia nu cred că ne ajută la ceva Am putea să punem și noi uh, hai să punem așa la miștoc uh, Avem nevoie de fence Putem să punem, uite, din asta Fence din asta și Carpet Și o carpetă din asta Gen A, și trebuia pus un pic Ok, mai aveam nevoie de niște bedrock aici, cred Trebuie să mă uit să văd exact Dar o să punem și bedrock-ul ăla Și punem o carpetă aici Bun, nice Băgăm un TNT TNT-ul vine chiar aici lângă geam pus Hopa TNT, bun, așa. De asta nu mai avem nevoie, bun, și trebuie să punem aici un TNT. Drăguț. Bun, ceva de genul ăsta ar veni căsuța și mai trebuie să fac încă una în dar mai avem nevoie de niște bedrock să vedem. Stai așa să văd unde e bedrock-ul. A, deci e chiar acolo la început. Deci porțiunea aia prima era din bedrock. Hmm. Dar îl punem noi așa, îl facem aici. Spargem un pic așa, tac, tac, tac. Aici așa avem nevoie de, a, uite că l-am un inventar. Punem aici niște bedrock. Bun, ceva de genul ăsta. A, dar nu pot fi atent care și sters. Sters din bedrock, bă, punem, uite unde e asta, că seamănă. No, noi nu avem sters din bedrock. Opa. A, așa, bun. Și ia să vedem. Mamă, uite cum sarba, nu vine să cred. Holy moly. Dar ar fi numai o bucată de bedrock? Ce? A, nu sunt chiar așa multe gen. Ceva de genul ăsta. Cred. A, în ne punem așa că oricum nu contează atât de mult. Bun. Și am pus niște bedrock acolo să fie asemănător așa că de cât că nu pot să văd exact exact cum au făcut așa, bun. Hai să facem încă una în partea asta alta. Mai creăm încă una repede pe joar. Da, undeva pe aici. Bun, 3, opa. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 3 și aici. Nice. Bun, ceva de genul ăsta. Aici ar veni exact invers să fie în oglindă. Easy peasy. Aici tot așa vine niște lemn. Aici la fel niște lemn. Opa. Bun. Aici aș putea să pun un din asta pentru un moment, ca să zic așa. După aceea îl scoatem oricum. Și vine așa. Țac, țac. Țac, 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 țac. Țac, țac, -țac. Bun, nice. Ah, și, și aici venea tot uh, gen tot așa. Chiar sunt curios dacă funcționează chestia asta. N-am încercat niciodată. Aici vine un geam. Aici tot un geam. Ăstea vin sparte. Ceva de genul ăsta. Aici vine iarăși din astea. Full option. Bun. Și aici vin tot așa lemne. Aici în spate Bun Cam așa ar trebui să arate Mai punem jos niște Minereuri În partea asta În partea stângă O să punem tot așa o masă Opa Sau nu Putem să punem aici în dreapta De fapt Oricum nu contează Bun Nice Și aici putem să mai facem Ce am făcut aici Am pus bedrock mai spunem niște bedrock Așa frumos da, Am pus exact pe linia asta Dar am mai spart așa puțin Bun și mai punem aici Opa, așa aici venea tot bedrock Și acum vine aici o scăriță Ok doar că aici punem Un TNT Și punem deasupra Niște pânză web și asta ar trebui să facă diferența, că Bun, asta vine spart. Nice. Și acum avem nevoie de niște... Niște din asta, cum mai zice. Niște flint. Flint and steel. Bun. Opa, am dat escape din greșeală. Noi hai să vedem. Deci prima dată o să dăm drumul asta. Să vedem ce se întâmplă, efectiv. Da, deci a bubuit exact la fel. Deci efectiv a bubuit. Și nu s-a împlântat nimic, adică au bubuit ce au rămas doar blocurile de diamant, văd acolo că au mai, au, au mai picat niște diamante, drăguț, drăguț, drăguț Deci au picat practic și diamantele din, din blocuri, bun, însă hai să vedem dacă funcționează aici și aruncă blocurile Chiar sunt curios dacă le aruncă blocurile na, Deci cel puțin pe versiunea de Windows Edition nu funcționează deloc. Așa că hai să mergem pe versiunea de Java și să vedem acolo dacă funcționează. ne-am întors acum pe versiunea de Java. Hai să vedem dacă aici merge pentru că ați văzut deja pe versiunea de Windows Edition nicio șansă. Trebuie să căutăm un loc unde putem să facem două căsuțe, undeva în apropiere, să nu fie foarte departe. Uite aici cred că e ok. Avem nevoie de următoarele chestii. Bedrock, Opa. A, așa, bun, avem nevoie de niște diamond. Mă rog, am scris din păcate, dar tot mi-au apărut. A, așa, bun. Deci avem nevoie de niște diamond. Mai aveam nevoie de niște lemn pe care îl putem lua dintr-un copac de aici. Turu, 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 turu. Cred că ca să fie cam același lemn, gen. Cred că din asta așa ne trebuie. Un lemn simplu. Bun, ce ne mai trebuie? Nouă, mai avem nevoie de niște stairs. O să luăm niște stairs din astea, uite așa să fie mai, mai închise pentru că nu avem, uh, uite din astea așa, nu avem din păcate stairs din uh, bedrock cum arată în, în video. Bun, și ce ne mai trebuie oare? TNT. Pânză de păianjeni. Mai aveam nevoie de niște Din asta cum îi zice Fans Din asta și de o carpetă O carpetă din asta Bun, nice Hai să vedem dacă chiar funcționează aici A, și mai îmi trebuia și glass Îmi trebuia și niște jam Din asta Nu din asta, nu A, Din, din asta vreau a, Așa, bun Gata, avem de toate acum Hai să le construim unde am zis, unde am văzut eu spațiul ăla. Mai mărit cel așa. Hmm, cred că undeva aici ne încap două. Nu știu că ne încap două. Am nevoie de o zonă mai mare puțin. Uite aici, gen. Băi, Snow Golem o le pleacă de aici. Gata, l-am fript pe Snow Golem ăsta. Bun, hai să încercăm aici să vedem. Deci facem ceva de genul, da? 1, 2, 3, 4, 5. Punem 3 în sus, 3 în sus. Deja am învățat cam care e treaba. Astea vin așa, acum construim super, super repede. Așa, nice. După aceea veni aici ușița. Așa, lejer de toamnă. Aici făceam... După aceea frumușera coperișul, Aici veneau iară încă 3 în sus Încă, opa, încă 3 în sus și aici Așa, bun Și hai să vedem acum Aici acum mai venea Cred că venea ceva de genul ăsta Țac, tac, țac, țac, țac Aici venea un plot Aici acum merge super repede Și acum trebuie să punem aici deasupra Peste tot Lemne Să facem exact ca în TikTok, bă. Bun. Mai punem aici așa niște... A, mai trebuia niște diamond. dar las că mai luăm imediat niște diamond. Să punem asta prima dată. Punem aici o din asta. Aici o din asta. Hai să căutăm niște diamond. Diamond door din asta așa. Bun. Hai să scoatem asta că o să punem după aceea eventual chestiile la final. Aici venea pus niște diamant pe jos. Așa, bun. Avem nevoie de ăsta. Să punem măsuța. Aici în colț. Drăguț și un TNT aici. Plus, hai să mai punem niște bedrock. Deși bedrock ăsta nu ajută nimic, e doar de design, dar îl punem și noi acolo să fie. Facem aproximativ la fel cu bedrock-ul. Bine, teoretic trebuia să o crezi mai în sus, da, e bine și așa. Bun, și aici putem să mai punem așa și o scăriță. Bun, Nice drăguț cam așa ar trebui să arate hai să facem încă una la fel doar că în partea asta altă nu glindă uh, sper să-mi capă hmm. acum mă gândeam hai să facem așa puțin să mai umplem câteva rânduri să nu fie prea 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 apropiat. Mamă, ce rău se construiește față de versiunea cealaltă de Windows Edition Deci chiar se construiește mult mai rău Bun, ok, cred că e îndeajuns Acum punem, uite, de exemplu aici 1, 2, 3, 4, 5 3, 3 Ceva de genul ăsta 3 și 3 Bun M-am dus, dus prea încolo puțin Hai, să hai să facem așa, dacă nu ca să nu greșim cel mai bine. Facem peretele ăsta întâi. Așa ceva de genul ăsta, bun. Aici trebuie să mergem așa ca să nu greșim, să fie exact la fel. Opa. Aici vine așa. Și acum aici da, vedeți, m-am dus cu un vlog mai încolo. Bun. Asta trebuie pus aici. Trebuie să spargem și dincolo, nu cred că l-am spart momentan să fie mai mult spațiu. Bun, ceva de genul ăsta. Nice. Și hai să punem și asta. Asta trebuie să-l punem sus. Să fie același design. Ok. Da, cred că e prea... Ia să mă mai uit încă o dată, da. Era prea... Da, nu e spart acolo, e spart acum am văzut, sunt trei blocuri înăuntru, bun. Ok, deci trebuie să spargem. Așa trebuie să fie. Bun, hai să spargem și aici. Exact așa trebuie să fie, bun, nice. aici trebuie să punem minereurile, însă hai să punem prima dată bedrock-ul. Mai spargem încă o linie și băgăm aici jos bedrock-ul plus niște sters aici. Bun. Aici avem nevoie de niște minereuri. Uh, diamond. Bedrock nu ne mai trebuie. Spargem aici frumosel. Punem niște diamond. Drăguț. Mai punem aici repede un fence. Băgăm și aici un TNT. Și mai avem nevoie de web. Bun, nice. Și web aici. Bun. Noi hai să vedem acum. O să testăm, da? Deci, practic o să-i dau... Stai să iau și flintul. Practic o să-i dau foc plinată la cea din stânga. Să vedem ce se întâmplă. Hai să verificăm ce se întâmplă cu cea din stânga. Chiar sunt curios. Deci, pur și simplu... Au bubuit blocurile și tot așa au dropat blocurile pe jos cum ar veni. Bun, nice. Uh, hai să vedem acum ce se întâmplă dacă îi dăm foc la asta, la alta. Am uitat să-mi pun geamurile. Să-i punem și geamurile să fie puse și geamurile, deși oricum nu contează. Bun. Și hai să vedem, să-i dăm foc și la asta. Deci, practic, asta ar trebui să arunce blocurile. Na, nicio șansă, voi. Deci, TikTok-ul ăsta este 100% fake. Deci 100% fake și pe versiunea de Windows Edition și pe versiunea Java nu funcționează deloc, puteți să încercați și voi să vedeți, însă celălalt chiar funcționează și mi se pare tare că este singura metodă prin care poți să, să distrugi Bedrock-ul pe survival, practic. Adică trebuie să fii pe, pe versiunea de survival și. Poți să distrugi bedrock-ul easy peasy doar făcând portal spre end. Mamă, super tare ideea, nu? Poate mai sunt și alte metode, însă pentru mine este prima metodă pe care am descoperit-o. Cam asta a fost episodul hudinașilor. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați de un like acolo frumos. Rupeți acolo butonul de like. Primul link din descriere vă duce către Trovo, unde fac live din ce alături de Foxy. Haideți și acolo cu un follow. Iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade sau pe live-uri. Pa, pa!